Micii fotbaliști care se află sub îndrumarea tehnicianului Dan Baciu sunt lideri în clasamentul celor două competiții la care aceștia iau parte, campionatele Gheorghe Ola și Gheorghe Ene. Ieri cei mici au reușit să câștige un alt meci, însă antrenorul nu a urmărit rezultatul, ci sarcinile de joc pe care le-a trasat. Meciul de ieri a fost un simplu meci de campionat. Nu e foarte important că l-am câștigat, chiar am fost puțin supărat pe copii. Aș fi preferat să fie altfel rezultatul și să facă ce trebuia să facă. De-a lungul vremii, micii fotbaliști de la școala de fotbal Răzvan Raț au obținut și alte rezultate remarcabile. Am fost calificați la turneele de zonă cu grupele mai mari, cred că de vreo 4 ori. Acum urmează 2006, este deja calificată, este campioană pe județul Olt. O să mergem mai departe la turneul de zonă și sper că anul ăsta este al doilea an al lor. Sper că anul ăsta să ne batem să ajungem la turneul final, în primele 8 în țară. Cred că 2006 e o grupă foarte bună și sper să pătrundem în primele 8 în țară. Ar fi o performanță notabilă. La școala de fotbal Răzvan Raț se antrenează copii născuți în perioada 2001-2010. 4 dintre micii fotbaliști se află deja în vizorul unor cluburi de renume din țară.